Bună dimineața! Am început de luna. Încep de luna cu făcut curat. Sâmbătă am montat această suprafață, această suprafață destul de mare, living-ul, bucătăria și cu un hol. Și n-am avut timp să mă fac curat decât am strâns un pic scurele așa într-un colț și astăzi mă apuc de curățenie. Ce vreau să vă arăt cum fac eu curățenie. Sper să nu mă înjure nimeni acum, dar asta e, mai se întâmplă. Să mă înjure și să vin în felul următor. Mi-am cumpărat o suflantă, da? Special pentru curățenie. Da, ce fac cu ea? Pe pereți, da? Să dau pe pereți cu ea și inclusiv pe glafură de la geam, inclusiv pe exterior, da? Am și compresorul, același lucru fac și cu compresorul pe la chiedere. Vă arăt un pic, da? Ia uitați. Majoritatea spun, nu e datoria ta să faci curățenie. Ba da, păi tu ai terminat parchetul. Ba da, e datoria mea să fac curățenie, pentru că vine cineva și montează priza, da? Uitați ce se află aici. Uitați. Vedeți? După ce am plecat eu, a venit, a montat priza, da? Și asta e pe parchet. Deci tot ce e acolo se află pe parchet. Ce se întâmplă? Îmi zgârie parchetul. Da? Pe cine sună proprietarul? Cu toate că i-am dat lucrarea, dar dacă electricianul vine în două zile, asta se întâmplă. Nu e prima dată când se întâmplă chestia asta. Uitați și în partea asta. Da? Uitați. Hai să vă arăt și în partea asta. Uitați. Da? Da, trebuie să suflu și geamul și pereții și absolut orice, să îndepărtez orice problemă care o să fie pe viitor ca să nu-mi dea mie probleme. Mai mi-a o oră, cel puțin, să fac curățenie, dar am cu ce, ia uitați, da? Două aspiratoare, da? Avem și muzică, avem tot ce e nevoie.